Polițiștii au găsit 31 de vinovați pentru carambolul produs pe autostrada Sibiu-Orăștie. Toți șoferii care au fost implicați în accident au fost amendați pentru că n-au adaptat viteza la condițiile meteo. Oamenii revoltați spun însă că există un singur vinovat pentru accidentul în care au fost rănite 5 persoane, administratorul drumului. La numai câteva zile după ce oficialii au inaugurat autostrada, panourile de avertizare și telefoanele de urgență nu funcționează. În plus, șoseaua era ca un patinoar. Mașini, 30 de mașini, 30 de mașini, 40 de mașini. Păi pe unul l-a luat pe aici și l-a aruncat în sus. Autostrada Sibiu-Orăștie, ora 8 și 10 minute. Sute de români gonesc spre casă, vin de la mii de kilometri să petreacă sărbătorile în familie. Drumul li se frânge la câțiva kilometri de Sebeș. O mașină derapează pe polei și iese de pe bandă. A intrat în parapet, după aceea din parapet mi-a intrat mie în mașină. După aceea s-a întâmplat tot carambolul în spate. Una după alta, zeci de mașini se ciocnesc cu viteză într-un carambol fără precedent. Am frânat, mi-am dus târâși trei mașini la rând. Un tir frânează în ultima clipă, dar rămâne blocat pe șosea. Și noi l-am evitat ca să nu intrăm, intrăm sub tir, am intrat aici în parapet. Paula Seling era în drum spre un concert și a evitat în ultima clipă carambolul. A fost prima care a dat alarma. Anunțați-vă cunoscuții să nu intre pe autostrada ocolitoare de la Sebeș. E un accident în lanț cu 10 de mașini implicate. Disperați, șoferii au alergat sute de metri înapoi să-i avertizeze și pe ceilalți că se îndreaptă spre o capcană. Cineva pe margine a făcut semn să încetinim. Am oprit, am reușit să opresc fără să lovesc pe nimeni. Și până să-mi desfac centura ca să cobor din mașină, deja m-am lovit din spate. O femeie a fost prinsă între fiare. Alți patru răniți au fost luați cu salvarea. Putea să mă omoare cu mașina asta. Vă vedeți în ce hal este, nu? Polițiștii au încercat să refacă lanțul dezastrului. O misiune aproape imposibilă. Deci pe el nu știi cine l-a lovit. Cum 31 de mașini au fost implicate în carambol. Tot atâția șoferi au fost găsiți vinovați. Au primit amenzi pentru că nu au adaptat viteza la condițiile meteo. Adevărații vinovați, spun oamenii, sunt însă administratorii autostrăzii, care n-au curățat drumul. Polei, gheață, sticlă era. Nu s-a dat cu nimic? După aceea au venit ăștia de la drumuri, de unde erau, și au început să arunce cu sare. Păi după ce se întâmplă nenorocirea, vii și faci. În plus, nici panourile de avertizare și nici telefoanele de urgență nu funcționează, deși autostrada a fost inaugurată de câteva zile. Nimic, nici scris nicăieri, nu funcționa nimic. Efectiv, nici WC-urile nu funcționează. Șeful centrului de întreținere a fost suspendat, iar administratorul autostrăzii a fost amendat cu 8.000 de lei. O consolare slabă pentru cei 31 de șoferi care s-au ales cu mașinile distruse.